Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. 2024 va fi un an cu patru feluri de alegeri și o listă de priorități publice îndelung amânate și prea mult necunoscute. Aproape 19 milioane de români din cei 22 de milioane sunt așteptați la vot în acest an. În România au loc toate tipurile de alegeri politice posibile, europarlamentare, locale, generale, parlamentare și prezidențiale. Asta înseamnă că cetățenii vor avea de ascultat o mulțime de promisiuni până se vor sătura și apoi să decidă rațional, probabil, dacă nu emoțional, cum e mai bine, pentru că dezamăgiri au fost foarte multe în ultimii ani, toate create de clasa politică. Rolul presei este și va fi unul foarte important, acela de a prezenta obiectiv tot ce se întâmplă în fiecare comunitate, iar acolo unde e de criticat, adevărul să fie scos la iveală, bineînțeles cu argumente. Noi, cei de la Plus TV Maramureș, ne dorim ca vocea voastră a cetățenilor să se audă cât mai mult pentru a afla problemele cu care vă confruntați și pentru a fi aduse în fața autorităților locale, județene, a parlamentarilor și altor factori decizionali. Ca urmare, demarăm de astăzi, pentru că este și prima emisiune, un set de emisiuni la care vă invităm pe dumneavoastră, ca telespectatori, să participați, trimițând mesaje atât pe pagina de Facebook Plus TV Maramureș, unde această emisiune deja se transmite live, dar și pe numărul de WhatsApp pe care o să-l vedeți pe ecran, 0742 915 489. Așadar, vrem ca vocea voastră să se facă cât mai des auzită și sperăm că va și conta, cel puțin în acest an care va fi decisiv. De asemenea, așteptăm tot din partea dumneavoastră propuneri de subiecte pe care doriți să le dezbatem în emisiunile și la știrile noastre. Astăzi, așa cum am spus, avem prima emisiune Cu Cărțile pe Față din acest an. Următorii invitați am să vi prezint acum. Domnul Brian Cristian, deputat USR și președinte USR Baia Mare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și le urez un an cât mai bun telespectatorilor noastre. Și domnul Costel Pârvănoiu, un om care până nu de mult a fost implicat în politică și probabil care în continuare are planuri pe această linie, proaspăt demisionar din PSD, unde a fost secretar general. Dacă a avut și alte funcții și alte gânduri, vom afla tot astăzi. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație, la mulți ani tuturor băimărenilor și tuturor maramureșenilor. Sigur, ne preocupă astăzi mai mult problemele din municipiul Baia Mare, pentru că cei doi invitați sunt și ei preocupați de tot ce se întâmplă în municipiul nostru și, bineînțeles, au criticat acolo unde a fost cazul. Nu vom fi iertători nici cu dânsii și am să încep cu dumneavoastră, domnule Brian Cristian. Nu ați fost obligați să intrați în politică, ați candidat de bunăvoie și iată că se va apropia și mandatul dumneavoastră la final. Așa să-mi spuneți pentru început, dacă aveți mai multe dezamăgiri sau mai multe împliniri, ce ați câștigat până acum din politică? Pot spune că au fost trei ani plini de activitate, în care dezamăgirile au fost pe măsură, dar și rezultatele s-au văzut. Pentru că în acești trei ani de mandat am avut o activitate în Parlamentul României pe care, dacă mi-ar urmări o băimărenii și maramureșenii, nu cred că ar fi dezamăgiți de persoana căruia i-a acordat votul. Las cifrele să vorbească de la sine, atât în privința legilor trecute, cu toate că am fost în opoziție, am reușit să fac câteva reforme în domeniul sportului, fiind făcând parte din această comisie. Când a venit vorba de interpelările pe care le-am adresat membrilor guvernului sau probleme pe care le-am semnalat cu privire la cetățeni care mi-au sesizat aceste probleme în cadrul audiențelor și acele au fost cât cele însumate de la toți ceilalți parlamentari de Maramureș, iar ca timp vorbit de la tribuna Parlamentului, toți ceilalți deputați de Maramureș nu au vorbit cât am făcut-o eu de la tribună. Aceste cifre pot fi verificate pe site-ul Camerei Deputaților. Și credeți că cifrele contează cel mai mult? Cifrele sunt niște lucruri cuantificabile care pot să măsoare activitatea unui parlamentar. Acolo se pot vedea inclusiv gradul de prezență, se pot vedea momentele în care parlamentarii au avut activitate, pentru că până la urmă
Sunt anumite pârghii constituționale pe care le avem și dacă ar fi să măsurăm activitatea unui ales pe baza atribuțiilor sau pârghilor pe care le are, probabil am avea alte unități de măsură cu care am face. Pentru că, vă spun, la audiențele din teritoriu și de multe ori au venit cetățeni către mine cu diverse probleme, nu au fost, evident, nu știau exact cu ce se ocupă fiecare tip de ales. Multe dintre problemele cu care au venit cetățenii la cabinetele parlamentare țineau mai degrabă de contextul local, iar eu ulterior le retrimiteam fie către aleși din administrația locală, fie din cea județeană. Și iar per total chiar am ajuns să iau colegi de-ai mei, consilieri locali și județeni, fiind acolo și ei cu mine, puteau să intre mai repede. Dar vă întrebasem, mai multe dezamăgiri? Cred că mai multe dezamăgiri. Pentru că văd, ați încărunțit și aveți 33 de ani. Și a spus în pauză că și asta vă spune, asta vă spune și frizerul. Deci asta înseamnă că politica e grea? Politica este grea în România și politica este grea cu această clasă politică pe care o avem. Pentru că în momentul de față... Pe care oamenii au ales-o. Au ales-o până la urmă, dar au ales-o gândindu-se la altceva. Avem un PNL care le-a promis românilor altceva, iar ulterior a ajuns să bată palma cu PSD-ul, să iasă de la guvernare, să rupă guvernarea cu USR, iar ulterior, chiar pe campanii, pe afișele lor de campanie scriau votați PNL și scăpați de PSD, lucru care nu s-a întâmplat. Vedem acum cum un ministru care, nu pot să-l numesc liberal, penalist, crește taxele și impozitele românilor. Vedem acum cum au crescut taxele de 3 ori în ultimele 12 luni. Vedem gradul de îndatorare. La un moment dat au făcut colegii mei un calcul și practic noi ne îndatorăm cu 1 miliard de lei pe ziua lucrătoare. Acestea sunt acțiunile actualei clase politice care, iată, acum vine și ne minte că vor face economie de la comasarea alegerilor. Iar când vine vorba de dat bani pentru transportul elevilor, când vine vorba de tăiat pensii speciale, când vine vorba de tăiat sinecuri, când vine vorba de a face o economie reală la buget, acolo nu mai se poate face acest lucru. Doar de la democrație vor să facă economie. Sigur, a putut să demonstreze acum ceva timp și USR ce poate, dar nu a avut succes. Rămâne de văzut ce va fi pe viitor cu USR. Domnule Costel Povenoi, dumneavoastră a fost și în Pro-România. E prima emisiune pe care o avem aici la Plus TV și de aceea mă duc puțin în timp. De la Pro-România ați trecut la PSD cu o dorință intensă de a schimba lucrurile acolo. Și ați pornit cu intenții bune, pentru că v-am urmărit activitatea, urmând să vă invit și în calitate de secretar general al PSD la emisiune. N-am mai apucat pentru că v-ați dat demisia. Acolo, în comunicatul pe care l-ați transmis presei, probabil că n-ați transmis și toate motivele pentru care v-ați dat demisia. Care a fost problema în PSD? 3 ani de zile ați muncit, a spus. După cum ați spus și dumneavoastră, într-adevăr, am fost în Pro-România 2 ani de zile. Am fost coordonatorul pe Baia Mare, tot ținând cont de situația de acum 5 ani de zile, se întrevedea ce se întâmplă în Baia Mare. Mi-am dorit și la momentul ăla, dar din păcate nici atunci n-am găsit oamenii potriviți pentru a face o politică corectă față de băimăreni. Dar credeți că există politică corectă? Eu cred într-o politică corectă cu oameni corecți. Eu așa mă consider pe mine. Nu știu dacă există cineva care poate să-mi reproșeze, poate din greșeală am făcut ceva, dar întotdeauna pot să dau explicații pentru absolut tot ce am făcut, mai ales în politică. Ați fost prea cu minte în PSD și alții au fost prea vocali? Nu pot spune că am fost cu minte, dar întotdeauna lipsa de comunicare și într-un partid politic, ca și într-o familie. Dacă nu există comunicare, comunicare cu ce, conducere, noi? Între conducere și ceilalți membri, eu eram un, să zicem, un intermediar între conducerea din Maramureș, PSD Maramureș și cei din Baia Mare. Dar ce v-a supărat în ultimul timp? Haideți că suntem la emisiunea cu cărțile pe față. Să spunem oamenilor că probabil vă vom vedea mai târziu într-un alt partid sau cine știe. Pot să intervin eu? Eu cred că revenirea dinozaurilor în politica băimăreană l-a supărat pe domnul Pârgu. Așa este? Cum zice? Pentru că până la urmă PSD Maramureș, prin președintele acestuia, Gabriel Zetea, a readus la viață un dinozaur politic pe care nici băimăreni, nici maramureșeni nu credeau și sperau să nu-l mai vadă. Dar uitați că iată, a revenit la butoane în PSD Baia Mare. Cred că acesta este motivul. Zâmbește, domnul Povenoi, aș vrea să ne spuneți dacă acesta este motivul. Unul dintre motive poate fi și acesta, că completând ce spune domnul Brian,
Acea persoană la care face referire și nu dă nume, nici eu nu o să dau nume, că nu vreau să fac publicitate. Probabil că oamenii știu, da. Probabil că știu, nu pot fi cu acea persoană pe o listă comună, da. Eu consider că nu suntem compatibili. Bun, dar ați avut discuții cu conducerea PSD? Domnul Brian Cristianu știe și pe domnul Gabriel Zetea, pentru că sunt colegi la Parlament. Sunt convins. Nu știu cât de bine comunică. Aici, pe plan local, e un fel de ghiveci cu înțelegerile politice despre care vom vorbi. Da. Exact ce vă spuneam legat de comunicare a fost foarte târziu. Adică când ești pus în fața unui fapt împlinit, punctul meu de vedere că nu așa se face legătura între conducere, cum spuneam eu în calitate de intermediar între conducerea PSD Maramureș și PSD Baia Mare și mai departe cu Băimărenii, eu, precum am spus și în acel comunicat, nu pot minți pe nimeni. Făcând o organizație complexă, pregătită pentru alegerile din 2024, am considerat că de la ce am pornit, de la acea construcție sănătoasă, de unde se spunea că este nevoie de oameni noi în politica maramureșană, consider, și revin la ce spunea domnul deputat, să aduci niște oameni din trecut, pentru mine au fost... Să fim bineînțeleși și nu se rest sunt conflicte. Și chiar am să-l întreb pe domnul deputat, fiindcă este și președinte USR Baia Mare. Vă răspund cu drag la orice întrebare. Cum menționa că probabil pe Băimăreni interesează mai mult bunul mers al orașului decât vorbim luptele interne asta, de dar din partide? Să lămurim puțin, pentru că Băimărenii sunt interesați și de viața politică. Fără să știți probleme. Că ne opresc și pe noi și ne întreabă. Da. Câte tabere sunt în USR? Mi-ar plăcea să cred că este o singură tabără. V-ar plăcea, dar nu e așa. Bun. Dacă mă întrebați, îmi puneți o întrebare concretă, am să vă dau un răspuns concret. Adică îl avem pe domnul Vlad Duruș în echipă cu domnul Doru Dăncuș. Vă dau concret, da, un exemplu. Nu știu cât de bine o digerați dumneavoastră această echipă și alți consilieri sau membrii USR. De asemenea, avem o echipă la Consiliul Județean, domnul Radu Trufan, care destul își face treaba din ce am văzut. Acum nu a avut conflict acolo, bun, alături de PNL. Spuneam că e un ghiveci, dar și în sânul partidului nu e liniște nici acolo. Mă simt obligat să vă răspund la această coabitare pe care ați menționat-o cu domnul viceprimar cu atribuții de primar, Doru Dăncuș. Poziția USR este aceea de a lupta împotriva hoției și incompetenței din administrația locală. De aceea, această colaborare pe care o menționa chiar dumnealui la un moment dat la mine pe pagina de rețele sociale, nu există în momentul de față niciun protocol semnat și nu va exista cu formațiunea domnului Dăncuș. Noi considerăm că acesta este continuatorul politicii falimentare a lui Cătălin Cherecheș, în care au dat cu dedicație contracte dezastroase pentru municipiul Baia Mare. În momentul de față, și o să putem intra și pe cifre legate și de dezăpezire, și de salubrizarea, fie menajeră, fie salubrizarea stradală, contractele pentru luminițe, contractele pentru toate acele petreceri, care sunt la suprapreț, în condițiile în care, în momentul de față, sunt datorii de zeci de milioane de lei către furnizorii de servicii, adică oameni care au prestat pentru municipiul Baia Mare, antreprenori care trebuie să-și ia banii, la fel, echipele sportive, sunt probleme mari și acolo. Clubul departamental Minaur Baia Mare, care este în momentul de față minaurul din subordinea Consiliului Local Baia Mare, cu toate că a avut un buget record de 23.185.000 de lei, datoriile către jucători și staff sunt de 5 milioane de lei. Putem intra în detalii și legate despre banii pe care primăria îi datorează către ONG-uri, fie că sunt de tineret. Intram imediat pe problemele municipiului Baia Mare și chiar îmi doresc să dezbat acest aspect și cred că și domnul Prăvănoiu își dorește. Dar v-am întrebat altceva. Da. Pentru că în spațiul public apar diverse zvonuri, vorbe și vreau să le lămurim aici. Există tabăra domnului Ivan, domnul Dan Ivan. Tabăra domnului Ivan este domnul Dan Ivan. Da, ok. Sunt trei tabere atunci. Există tabăra domnului Vlad Duru și a dumneavoastră. Există în momentul de față USR Maramureș și USR Baia Mare, practic colegii care ne-au acordat un mandat. Și vedem că în contextul acesta avem câteva persoane care au ales să negocieze cu diversi oameni din administrația locală pe persoană fizică. E bine, e rău? Din punctul meu de vedere, este un lucru rău, pentru că
Băimărenii și maramureșenii ne-au acordat încrederea lor pentru a face un anumit tip de politică, iar în acest context vedem că apar astfel de situații în care diversi colegi au avut înțelegere, repet, pe persoană fizică cu persoane în administrație. Eu, cu toate astea, vreau să spun că îi urez succes colegului meu acolo, pentru că față de alte persoane pe care le-a dus ca și consilier domnul Dăncuș, că știți și dumneavoastră cine au fost consilierii acestuia, sunt convins că este și mai pregătit și ar putea să facă o treabă mai bună, doar că această înțelegere nu este între USR. Adică este una toxică, vreți să spuneți? Poftim? Este o înțelegere toxică? Este o înțelegere între o persoană dintr-un partid și o persoană dintr-un alt partid, nu între Dar două cum partide. Ați caracterizat această înțelegere? Aș caracteriza-o ca o înțelegere... Pe interes? Aș caracteriza-o ca pe o înțelegere care nu face parte din linia și strategia locală pe care am avut-o. Da. Am înțeles. Domnule Pârvănoi, revenim la problemele din PSD. Ce vi s-a spus în momentul în care ați spus că demisionați? Ați investit bani, așa cum știu mulți, timp, v-ați întâlnit și cu cetățeni. N-aș face referire nici la bani. La un moment dat, ce pierzi cel mai bun în viață este timpul. Nu mi s-a spus nimic. S-a încercat o reconciliere, aș fi nesincer dacă aș spune. Din păcate am spus că în condițiile în care sunt anumite persoane venite, nu voi continua. Pur și simplu. Dacă există alte situații, poate să dea răspunsul și domniile lor pentru această chestiune. Pur și simplu. Eu îmi doresc să fac o politică pentru băimăreni. Cu siguranță că asta mi-am dorit de acum 5 ani de zile, de când am intrat. Mi-am rezervat dreptul de a face politică, închirindu-mi, delegându-mi afacerile, venind din mediul de afaceri. Și mi-am dedicat tot acest timp, acești ani, pentru politică. Și crezând în continuare că vom face o politică și pentru oameni. Oamenii au așteptări de la noi și mai presus decât... Dar v-ați simțit mai apropiat de PSD? Așa a fost, da, pot spune. Până la urmă, când erați în partidul domnului Ponta, care plecase din PSD? Nu, până la urmă a fost un concurs de împrejurări. Să vă pot spune dacă există un interes, cum am intrat și cum am ajuns în Pro-România. Foarte simplu, am avut un colaborator, director la firma mea, care m-a invitat la o discuție cu doamna președintă de la momentul ăla. Mă rog, Viorica Marincaș, doamna Marincaș, da? Bun. Eu nu doresc să dau nume. N-are sens să ne reamintim. Asta este. Dar este o experiență. E adevărat că v-ați dorit să fiți candidat la primăria municipiului Baia Mare din partea PSD? Da. Da. Am înțeles. Și pentru Dacă asta vă pregăteați. Domniile lor nu au recunoscut lucrul ăsta, așa mi s-a spus când am venit și am început să clădesc această organizație aproape de la zero. Deci v-a mințit domnul Zeta? La fel cum a mințit pe Vărămâni. Asta nu știu dacă a mințit, întrebați-l pe dumnealui. Probabil că vom avea ocazia să-l întrebăm și pe domnul Zetea. Poate n-a înțeles mesajul meu, n-am spus-o decât domnului deputat Șimon la un moment dat. Sau nu credea în șansele dumneavoastră? Probabil că nu cred în șansele mele. Dar dumneavoastră ați avut o echipă care a rămas acolo? Păi echipa este însăși organizația aproape în totalitatea sa, pe care am lăsat-o, eu nu fac chestiile astea să-mi iau... Da, mai pleacă oamenii când pleacă liderul, cum s-ar zice. Da, eu nu plec cu o mică paranteză aș face despre minciunile domnului Zetea, pentru că există în momentul de față o platformă, factual.ro, îi spune, sunt jurnaliști independenți care verifică declarațiile politicienilor, fie cele de la tribuna Parlamentului, fie cele care sunt spuse în spațiu public la emisiuni relevante. Și dacă ne uităm pe factual.ro, în dreptul domnului Zetea, toate declarațiile ale dumnealui analizate sunt false. Deci, practic... De unde știți că domnul Zetea are implicare? Pentru că apar declarațiile dânsului acolo? Da, practic ce spune el pe gură și alți oameni analizează respectivele informații pe baza unor date analizate jurnaliști independenți. Da, atât am vrut. Nu cumva oare și noi, ceilalți cetățeni care vă urmărim activitatea politică, suntem mințiți mult? Sau au fost mințiți? Păi haideți să ne uităm la subvențiile pe care le au partidele de la statul român, de la Autoritatea Electorală Permanentă, și haideți să ne uităm ce fac partidele cu acei bani.
Practic, mare parte dintre aceștia se duc în presa centrală, sunt semnate contracte de publicitate sau de promovare pe sume astronomice din punctul meu de vedere, iar anumite informații care ar trebui să apară în spațiu public fie sunt lăsate mai la coada buletinilor de știri, iar altele sunt prezentate, împachetate într-o anumită formă pentru ca acești politicieni să dea mai bine pentru public. Deci da, românii sunt mințiți pe banii lor, pentru că până la urmă și acei bani primiți de partide sunt din taxele și impozitele românilor, mărite, iată, în anul 2024, de guvernarea aceasta toxică PSD-PNL. Cu siguranță știți și dumneavoastră și domnul Pârvănoiu faptul că Baia Mare, în momentul de față, este oarecum la pământ. Trebuie resuscitat municipiul nostru și o spun și cetățenii, o spun și alți colegi de dumneavoastră din politică. Va fi mult de lucru? Mai are oare Baia Mare un viitor? Și de ce vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Brian Cristian? Pentru că v-am urmărit și la dumneavoastră postările pe care le-ați avut și vă îndreptați acum atenția și spre municipiul Baia Mare. Cu ce intenții? Nu știm, vom vedea. Dar veniți cu cifre și le prezentați. Păi, eu consider că Baia Mare are un viitor și viitorul Băii Mari constă în colaborarea și cooperarea dintre cetățenii municipiului. Da, într-adevăr, vin cu cifre, îmi place să fiu informat, îmi place să pun aceste cifre în spațiul public, pentru că de multe ori politicienii se ascund tocmai în spatele poveștilor, în spatele vorbelor. Nu le plac datele concrete, nu le plac cifrele care arată realități. De unde aveți cifrele? Sunt reale? Cifrele sunt de pe site-uri de transparență, unele sunt de la Ministerul Finanțelor, pentru că sunt anumite raportări pe care fiecare instituție publică trebuie să le facă. La fel, toată execuția bugetară a municipiului trebuie să fie publică. Sunt anumite cifre pe care dacă o persoană care are un ochi și se pricepe cât de cât, poate foarte bine să le interpreteze. Iar o parte dintre acestea le-am obținut chiar personal, făcând cereri pe legea 544 privind liberul acces la informații de interes public pentru a obține aceste informații din instituții. Multe dintre acestea au venit de la instituțiile din subordinea primăriei, pentru că acolo, chiar dacă raportează aceste cifre către Ministerul Finanțelor, către Curtea de Conturi, când vine vorba de transparență față de cetățean, aici lasă de dorit. Și pentru că am menționat Curtea de Conturi, chiar am făcut recent o sesizare privind bugetul municipiului Baia Mare pe anul trecut, pentru că acesta a fost, alocările bugetare au fost făcute încălcând legea în vigoare, chiar o lege al cărui inițiator sunt și eu și colegii de-ai mei din USR, privind bani pe care merg spre sport, pentru că o treime din banii care merg spre sport ar trebui să meargă către copii și juniori, și la fel situația dezastruoasă de la Minaur Baia Mare cu salarii neplătite. În momentul de față sunt sportivi și antrenori care nu și-au primit banii de 6 ani. Sunt o grămadă de probleme, dar în momentul de față noi ar trebui să ne concentrăm pe soluții, pentru că acesta ar trebui să fie rolul băimăre, rolul. Și cred că asta așteaptă și cetățenii. Bineînțeles, asta trebuie să fie rolul unui politician, pentru că până la urmă sunt cetățeni care plătesc aceste resurse, vin către bugetul municipiului din impozite, din cote defalcate de TVA, bani care vin înapoi de la guvernul țării, și de acele resurse, cei care conduc orașul ar trebui să-l administreze cât mai bine. Uitați-vă, cu toate că avem un municipiu reședință de județ, care, vă spun, nu este sărac, în ultimii ani avem tot mai multe facturi neplătite, gradul de îndatorare a crescut de la an la an, iar proiectele care ar fi trebuit să fie livrate în timp real, finalizarea acestora se întârzie, iar prețurile care, pe contractele care au semnate, tot cresc prin tot felul de rectificări bugetare sau proiecte de hotărâre de Consiliu Local prin care conducerea locală încearcă să dea mai mulți bani către firmele de casă pe care le-a adus Cherecheș cu administrația lui în primăria Baia Mare. Acum să vedem spre ce firme de casă vor fi direcționate și în acest an fondurile, pentru că aveți acolo un membru USR. Pauză și revenim la discuția noastră despre problemele municipiului Baia Mare, pentru că am promis că vorbim despre asta. Să vedem dacă Baia Mare este un oraș cu un viitor sau fără viitor.